Mă, omule, eu mi-am spus părerea, fii atent. Și eu inclusiv, și eu eram puțin sceptic în punct de vedere, din punct de vedere al vârstei. Știi că când joci la retrogradare te gândești că să ai jucători cu experiență care știu ce e lupta de anduranță, dar știi care-i treaba? Era vorba una de imagine și doi de faptul că jucătorii din Spania întotdeauna au confirmat la noi în campionat, în România. Robert, hai că îți dau un alt exemplu. Nu iubim toți pe Mircea Rednic, eu mai mult decât voi toți la un loc. Și știți că Rare și Lie, sau cum dracul cheamă pe ăla, Rare și Pop, sau cum Pop, cum dracul cheamă pe ăla de la, nu știu despre cine, de 19 ani, de la UTA, care n-a jucat la niciun național, nici măcar la România n-a jucat, da, nu vrea să-l vândă la Rapid nici măcar pe 1 milion de euro. Deci UTA își permite să țină un atacant de 19 ani. Alo, e Rednic acolo, ai înțeles? Nu, păi nu, Rednic e antrenor, da? Păi da, dar Rednic i-a spus lui ăla, băi, dacă dai pe ăsta am plecat și eu și te las cu curând baltă și gata. Tocmai de asta, nu știu să-l cheamă, nu? Păi e Rednic, bă, când vorbești de Rednic, ăștia spuneau, bă, tu ai ce ai cu Rednic, bă. Când zic Rednic, zic un antrenor de top, un șmecher în fotbal, da? Nu, de-aia vreau să spun, deci dacă Rednic nu-și permite să-l dea apărare și Pop, noi îl dădeam cu 500.000, mă, zic eu. Dacă vine și dă pe Amzar 500.000, acum îl dă, îl duce Nicolescu în brațe, până acolo. Nu, ascultă-mă, eu de asta spun, dacă Rednic nu îl dă pe Rare și Pop la 19 ani, atacant. Da, dacă Nicoleta bagă echipa în faliment și ce, să continue CS-ul, no. Ok, zic că mai vorbesc cu băieții. Refuză un atacant care a jucat la toate naționalele Spaniei la 20 de ani și care este unul cel mai bun, al doilea marcator din Liga a doua. Salutare, Laur! Nu nimic. Băi, știi... Nu nimic. Da, așa este. Mai de toate. Băi, eu ți-am spus, am un singur argument. Toți jucătorii din Spania, de la Liga a treia, care au venit aici în România, au dat randament. Hai să fim serioși. Aici am terminat discuția.